În aceste locuri binecuvântate, la mănăstirea Paltin, acolo unde umbra părintelui Iustin veghează asupra destinelor viețuitorilor de aici, mănăstirea Petru Vodă fiind foarte aproape, după cum știe toată lumea, deci aici, astăzi, în ziua de 16 octombrie, niște oameni adunați din toată țara au venit să ajute, să ajute cu bucurie, să ajute cu dragoste, să ia din spiritul părintelui Iustin, să-l ducă mai departe. Din învățătura lui, ei și-au adus aminte că a dărui înseamnă foarte mult. A dărui dragoste, a dărui lumină, a dărui pur și simplu. Au venit aici familii întregi, adunați sub steagul frăției ortodoxe și ajută cu tot ce pot. Taie lemne, ajută la curățenie, ajută la tencuirea unui zid pe care tot ei l-au ridicat acum un an de zile, un zid de susținere undeva la intrarea în curtea mănăstirii. Acești oameni arată, simt și vor ca toată lumea să simtă la fel, românește. Unul dintre ei este domnul Dan Grăjdeanu, cel cu care am ținut legătura pentru a explica și a arăta ce se întâmplă aici. Doamne ajută, ce să facem? Am venit pe tărâmurile Neamțului, adunați la apelul făcut de domnul Călin Georgescu cu această frumoasă idee care se numește Pământul Strămoșesc și prin care încercăm să ridicăm din nou demnitatea românului la ce a fost acum câteva zeci de ani până în perioada comunistă. Încercăm să arătăm că prin resurse puține materiale, dar prin brațul nostru putem face o Românie așa cum a fost odată, așa cum a fost 2000 de ani și cum de câteva zeci de ani a reușit să se perimeze ideea aceasta de român și de dragoste unul pentru celălalt. Am venit într-o clacă strămoșească la mănăstirea Paltin Petru Vodă, unde este un azil de bătrâni, un azil spital. Și așa cum știm că tineretul nostru, în marea lui majoritate, a plecat în străinătate pentru a-și agonisi o brumă de bani, nu mai are cine să le taie lemnele pentru acești bătrâni, bolnavi și singuri care sunt îngrijiți aici de maici. Și ne-am strâns cu toții din toate zonele țării, de la Maramureș până la Constanța, suntem veniți pe toată diagonala țării, din Deva, din absolut toate zonele și ne-am adunat să le tăiem lemnele într-o atmosferă de mare bucurie, adică vreau să vă spun că facem lucrurile acestea de câțiva ani de zile și nu e o muncă intensă, așa cum, adică este o muncă intensă, dar e o muncă intensă care te bucură. Sunt între noi farmaciști, ingineri, doctori, polițiști, militari, fel și fel, din toate categoriile sociale, de la copiii cel mai mic, deci avem chiar și sugari, până la oameni în vârstă de 70 ceva de ani, care fiecare își găsesc locul aici. Copiii sunt la laboratorul de plante medicinale, laboratorul mănăstirii și ajută acolo la îmbutelierea substanțelor, la lipirea etichetelor, lucruri care ar putea să le facă ei ca niște copii acolo, adică nici ei nu stau deoparte. Mai împletesc și cu jocul, cu măicuțele, îi mai bucură pe ei. Bărbații sunt aici la lemne, o altă parte dintre bărbați sunt jos la drumul mănăstirii, unde am făcut acum un an și ceva un gard și acum îl tencuiesc și îl plachează cu piatră. Femeile sunt la bucătărie și pregătesc cele necesare pentru iarnă, pentru bătrâni. Suntem într-o mare, cum să zic așa, royală, ca să zic așa, să ne comparăm un pic cu albinuțele. Da? Adică fiecare este avid să împlinească cât mai mult în zilele acestea. Cum ați reușit să strângeți acești oameni în jurul dumneavoastră? Nu i-am strâns eu, au venit singuri, adică am citit despre ce s-a întâmplat în temnițele comuniste, am citit despre cum a fost odată România, pentru că eu n-am știut cum a fost odată România, părinții mei nu mi-au spus.
au fost îngroziți și bunicii mei au fost tot așa niște victime ale regimului comunist și au preferat să tacă pentru a nu mă expune și pe mine, pentru că sunt o fire un pic mai colerică. Și ca să mă protejeze nu mi-au spus. Și am aflat după aceea cât de frumos era satul rămânesc, cum au trăit odinioară românii noștri, cum erau drumurile de întreținute prin munte, deci la grădinile din munte. Și citind despre lucrurile acestea, despre mărturile date de bătrânii noștri, am zis că nu se poate ca și eu, dacă mi-a dat Dumnezeu două brațe sănătoase, să nu fac ceva pentru neamul meu. Ca la final, când o adormi și eu înaintea lui Dumnezeu, să pot să zic că acolo măcar puțin am pus și o piatră. Și m-am bucurat când am aflat că a venit domnul Călin Georgescu în țară cu ideea aceasta, pe care noi o făceam, dar nu aveam această anvergură, această aură pe care o are dumnealui și această pregătire de a expune la nivel național această idee. Și eu cred că asta este salvarea României, cu a face hambare unii pentru cei care, pentru micii producători. Noi trebuie să avem grijă unii de ceilalți. Dacă vom avea grijă unii de ceilalți, cum a venit domnul Călin Georgescu cu ideea asta, eu zic că țara va fi salvată. Nu ne interesează ce facă și la conducere, pentru că dacă țara e sănătoasă jos, de aici de jos se vor ridica conducătorii aceia buni. Asta e secretul. Pe terenul părintelui Iustin, duhovnicul neamului, care totdeauna ne-a îndeptat spre unitate. Dumnezeu a ridicat pe Călin Georgescu, nu a încercat. Eu sunt convins că mulți dintre românii care au duhul părintelui și un duh românesc autentic vor fi cei care îl vor urma. Într-adevăr, dânsul nu se adresează tuturor, ci celor care simt românește. Așa cum și noi astăzi, la îndemnul dânsului și chemarea maicilor de a ajuta unii la lemne aici, dar nu contează munca, contează unitatea într-o acțiune. Mesajul pe care l-ați văzut fiecare la domnul Călin Georgescu era de a pune mâna la refacerea neamului nostru. Știi? Nu pot să spun decât că printre noi am văzut foarte multă, să spunem așa, sunt alții care trebuie să facă, sunt alții care să facă. Eu sunt conștient că atunci când în lăuntru nostru se va răscula, să spunem, starea aia de nepăsare sau de neimplicare, lucrurile vor veni la normal. Până când vom rămâne așa de lături, nu este bine, știi? De-aia, îndemnul de a ne implica trebuie să răsune în sufletele fiecăruia, știi? Doamne ajută să fim, nu spun cât mai mulți. Ar fi frumos să iște, să spunem așa, să ardă țara de dragul de a împlini pentru celălalt, știi? Dar să ne gândim și atunci când înăuntru nostru conștiința ne spune să împlinim. Fiindcă nu-i de ajuns să, așa cum și biserica ne îndeamnă, nu-i de ajuns să dorința de a face bine, ci de a face bine la propriu, știi? Așa cum credința fără de faptă moarte este, fapta, pot să spun, este cea care ne certifică că suntem într-adevăr în Duhul lui Hristos. Dacă rămânem în Duhul lui Hristos, putem să ne așteptăm că România va învia. Atât timp cât o să stăm, mă rog, în atributul de așteptare și dacă domnul Călin Georgescu ne-a ridicat acest steag, clar că trebuie să-l urmăm. Dacă e o întrebare retorică acum, știi? Pe cine ar trebui să așteptăm? Dacă în toți anii ăștia am remarcat, să spunem, lupta mai mult asupra hoitului țării pe care l-au adus ăștia, știi? Acum când dânsul vrea să fim, într-adevăr, restauratori la ceea ce s-a întâmplat în trecut, știi? În duhul străbunilor noștri, eu cred că e cazul să ne alăturăm. Doamne, miluiește neamul nostru românesc!